Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. În emisiunea de azi vrem să abordăm o temă extrem de actuală după cutremurul de pământ care a avut loc săptămâna trecută, resimțit foarte puternic și la Roman. Pentru a dezbate toate chestiunile legate de aceste aspecte comportamentale ale omului și în speță ale noastre, ale romașcanilor, în cazul unui eventual cutremur cu o intensitate mai mare, l-am invitat aici pe domnul Daniel Ursu, șef al Serviciului Situației de Urgență Roman. Bună ziua și bine ați venit la Roman 24, domnule Daniel Ursu. Bună ziua și bine v-am găsit! Știu că primăria chiar în această toamnă și-a propus un plan imediat după nefericita întâmplare de la, din Italia, unde orașul matrice a fost șters efectiv de pe fața pământului. Municipalitatea a făcut un plan de acțiune în caz de cutremure și și-a propus să desfășoare și un exercițiu pe timp de noapte, pentru că cele pe timp de zi, mai simulări pe timp de zi ale unor cutremure se mai făcuseră. În cadrul Serviciului Situației de Urgență există un plan de intervenție întocmit încă din 2007 pe cutremur, pe care noi îl, în fiecare an îl reanalizăm, îl completăm și îl supunem aprobării președintelui Comitetului Local pentru Situații de Urgență, adică primarul municipiului Roman. Exercițiul este prins în planificarea județeană, care a avut loc aseară, și știam încă de la începutul anului, de când s-a făcut planificarea, că vom avea un exercițiu. Datorită situațiilor de anul ăsta, anul în curs, în luna mai și iunie, au fost ploile alea puternice și am avut foarte multe intervenții la inundații. Eu propusesem președintelui Comitetului Local pentru Situații de Urgență să facem exercițiu de alarmare publică pe municipiul la inundații, pentru că în timpul inundațiilor am văzut modul de comportare a populației. Și mai ales în cartierul Bălcescu, când a fost atunci refuzul de a-și părăsi locuințele cu probleme mai... Dar ideea a aparținut domnului primar și a zis că să facem un exercițiu care să fie cât mai aproape de realitate. Și să pună atât organele de intervenție cât și populația în situația unui eventual cutremur de o intensitate mai mare. Aseară, chiar după ce s-au auzit sirenele, am primit foarte multe telefoane de la persoane din municipiu care au numărul meu de telefon. Din păcate, n-am putut să le răspund, pentru că eram pe timpul exercițiului. Probabil sirenele i-au pus în gardă. Vă propun să urmărim un pic, pentru că colegul nostru Ciprian a filmat tot exercițiul dumneavoastră, care a durat, din câte am văzut eu, vreo 18 minute. Exact, dar a fost impresionant de la declanșarea acelei atmosfere cu sirenele, cu, așa cum spunea dumneavoastră, a fost sunat, până la faptul că era vorba de o intervenție pe caz de întuneric, nu-i foarte simplă. Haideți să urmărim un pic imaginile. Dai, 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 dai
La legătura cu serviciul voluntar, până în momentul de față, nu știți informații dacă mai sunt și alții de mine avarea aceasta. Vă mulțumesc pentru răbdarea pe care ați avut-o și v-aș pune o întrebare. Spuneți-mi, am văzut acolo foarte multă lume, foarte multă mișcare. Unde se făcea acest exercițiu în interior? Că era un spațiu necunoscut. Exercițiul era chiar în holul de intrare. Deci din primărie. Și scenariu în holul de intrare la, asta, cum zice, la poliția locală și presupunea că în hol au fost 5 răniți datorită desprinderii din tavan a unor elemente din structura clădirii. Vorbim de poliția locală. Sediul poliției locale, da. Pe Ștefan cel Mare. Da. Din care din cei 5 răniți, 2 erau gravi, care necesitau o evacuare imediată.
iar trei persoane aveau plăci care necesitau intervenții de prim ajutor. Câte persoane au participat la acest exercițiu? Vorbim pe de o parte din partea organizatorilor exercițiul, iar pe de altă parte cei care au conlucrat cu dumneavoastră la buna desfășurare acestei simulări. Alături de forțele de intervenție care sunt obligate să fie, au mai fost două echipaje de la două societăți cu care noi avem contract, de fapt convenții de colaborare, pentru că legislația în domeniul situațiilor de urgență, în momentul în care nu avem utilaje de intervenție proprii? Nu proprii, cum să vă zic, în caz de o avarie majoră trebuie să intervenim cu forțe pe care noi nu le avem și utilaje pe care nu le avem și legislația ne obligă să avem convenții cu agenții economici și ei sunt obligați ca în momentul în care apare un dezastru la nivel de localitate să-și pună forțele în mișcare pentru a restabili ordinea. Spuneți-mi dacă acest exercițiu s-a desfășurat conform planului și cât, pentru că este mult mai greu pe timp de noapte să intervii și dacă v-ați încadrat în timpii stabiliți pentru exercițiu și cine stabilește acest timp de intervenție? Timpii de intervenție trebuie să fie timpul cel mai scurt până la reabilitare. Adică nu putem să grăbim lucrurile în așa fel încât să punem, să creăm pericol viața oameni accidentaților, să nu le agravăm situația și nici viața celor care intervin. Ce înseamnă timp ca timp de intervenție până se termină cu tremurul? Că aici o să vedem că e vorba și de un set de sfaturi pe care l-ați întocmit dumneavoastră, set de indicații, de... Nu până se termină. Intervenția durează până la intrarea în stare de normalitate. Adică după ce s-a revenit, se circulă normal în localitate, toți răniții sunt deci după la spital. Deci după ce s-a terminat cu tremurul... După ce s-a terminat cu tremurul... Sau calamitatea naturală de care... Sau calamitatea, da. Intervenția durează până când s-a restabilit ordinea. Adică nu mai sunt pericole iminente care să pună viețile oamenilor în pericol. Cum explicați-mi în amănunt ce s-a întâmplat acolo cu simularea aceea de ridicare a răniților? Am văzut că i-ați transportat și la spital, a continuat exercițiul în incinta spitalului sau până... Nu, au fost transportați până în parcare ca să nu creem ambuteiaj la centrul de primire urgențe. Am avut un loc de triaj prim ajutor și am simulat doar plecarea de la loc spre spital. Intervenția la punctul de prim ajutor s-a făcut cu echipaj specializat de la ambulanța Neamț, care au acordat primul ajutor medical, iar transportul l-am simulat doar până în prima parcare, să nu blocăm nici circulația în municipiu pe toate, deși pe Ștefan cel Mare, între tronsonul cu Zavodă și Nebălcescu, a fost spre gara, a fost oprită, da. Oprită. Problema este că din nefericire iată, nu ne-am mai putut bucura de acea ambulanță tip SMURT care ne era alocată nouă Romanului și care nu am reușit încă să o readucem acasă din motive absolut birocratice. Cu ce ambulanțe s-a acționat în lipsa acelei ambulanțe specializate? O ambulanță de prim ajutor medical cu doi asistenți. Pentru că în scenariu victimele nu erau într-o stare atât de gravă încât să necesite ambulanță cu medic. Deci, dacă depășea numărul de 6 victime și starea era mult mai gravă, trebuia să activăm obligatoriu planul roșu de intervenție. Asemenea, scenarii de cine sunt făcute? Sunt undeva venite de la un nivel superior? Sau... Concepția se adaptează la fiecare localitate. A fost întocmită împreună cu șeful serviciului pregătirea populației din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, domnul colonel Bogdan Jinga,
și am avut mai multe variante, dintre care am ales să facem undeva unde există și activitate pe timp de noapte. Pentru că dacă muzeele se închid, clădirile publice în general toate sunt închise, școlile, cel puțin în municipiul Roman, au marea majoritate supraveghere video și supraveghere video pe timp de noapte și sistem de alarmă și nu au nevoie de paznic, deci efectiv o forță umană nu este. Am ales ca sediu poliției locale, întrecât acolo activitatea se desfășoară 24/24. Dacă ați reușit, mă interesează dacă ați reușit să vă înscrieți corect în acei timpi stabilit de acțiune. Noi spunem că da. În cazul exercițiilor de alarmare, cei care jurizează, să spunem așa, fac evaluarea exercițiului, sunt responsabile din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Dumnealor dau calificativul pe baza... Cine a venit, domnul colonel Jinga? Domnul colonel Jinga, domnul inspector șef, domnul colonel Lițică, domnul prim adjunct, domnul Pârvu, domnul adjunct, domnul Mitra, au fost toată conducerea Inspectoratului, plus colegi de la centrul operativ. Și calificativul știți deja? Calificativul trebuie după evaluare. Astăzi se încheie controlul pe municipiu. Noi am avut un control de 3 săptămâni și după finalizarea controlului, toate instituțiile din subordine au fost controlate de către inspectorat. Anual, Inspectoratul pentru Situații de Urgență efectuează un control de fond la tot ce înseamnă infrastructură pe care o are Primăria Municipiului Roman în subordine. Și aici s-a referit la ce? La siguranța împotriva incendiilor? Siguranța împotriva incendiilor, a tuturor calamităților. În timpul controlului sunt verificate documentele Serviciului Situații de Urgență, modul în care noi ne facem activitatea, modul în care noi întocmim documentele, modul în care raportăm intervențiile. Dacă am făcut exerciții la unitățile școlare, da, se verifică inclusiv unitățile școlare, instituții publice, lăcașurile de cult, operatori economici importanți. Deci, ăsta este rolul controlului la un oraș sau municipiu. Spuneți-mi, vă rog, cel puțin a fost impresia mea de jurnalist aceasta, că după acea nebunie care a urmat tragediei de la Colectiv, s-au năsprit, s-au strâns frâiile și s-au năsprit extraordinar de mult măsurile luate, mai ales în ceea ce privește siguranța la incendii, dar după aceea tot ei, din cauza faptului că erau extrem de costisitoare investițiile pe asemenea dispozitive de alarmare, de intervenții în caz de incendiu, s-a mai slăbit frâul sau a fost o simplă impresie a mea? A fost o simplă impresie și știți de ce? Pentru că un exemplu negativ, cum este Colectivul, scoate la iveală tot ce înseamnă, cum să zic eu, partea de intervenție și partea de măsuri ce trebuie să luate la nivelul construcțiilor. Dar mai ele se făceau și înainte, da. Să știți, cel puțin pe domeniul meu, noi actualmente la nivel de municipiu mai avem două clădiri care trebuie autorizate din punct de vedere al securității. Care ar fi incendiu? Acesta? Care ar fi acesta? Colegiul Tehnic Petru Poni și Corpul B. Dar Corpul B abia se semna... nu se pune problema, da. Acum în condiții. Iar la cel puțin la Corpul B, problema e un pic la Petru Poni, pentru că clădirea este veche și acum trebuie spars pereții, făcut instalații de semnalizare. E o lucrare de amploare, știți? La CNRV și s-a dat termen, da, nu de, da, de remediere. Termenul este 31 decembrie 2016. Și este stabilit prin lege. Bun, stabilit prin lege. Și atunci cine va trebui, că e anul școlar în plină desfășurare, cine va trebui să investească? Clădirea e primărie, cred că primăria, nu? Primăria investește. Primăria investește acum. Problematica nu este foarte complicată, încercăm să
rezolvăm toate aspectele. Haideți să ne întoarcem la cutremur și să-mi spuneți, știu că la nivelul inspectoratului local pentru situații de urgență, sau cum se cheamă, serviciul de situații de urgență care funcționează lângă primăria Roman, s-a întocmit un ghid privind comportamentul nostru al cetățenilor în caz de cutremur. Este un lucru destul de dificil pentru că la noi nu există ca la japonez cultura aceasta. Acolo cred că de câteva ori pe săptămână cu tremurile. Noi să știți că în general la tot ce înseamnă exerciții de evacuare și intervenții pe care le executăm la instituțiile din subordine, școli, spital, grădinițe, servicii din subordinea Consiliul Local, în general ne axăm pe două tematici. Intervenția la cutremur este prima și a doua în caz de incendiu. Sunt temele pe care le abordăm. Nu zic că nu mergem și pe alte teme, dar astea necesită evacuare. Evacuare parțială a unei clădiri sau evacuare totală în funcție de gravitate. În caz de incendiu, dacă incendiu se propagă doar într-o încăpere, nu ar necesita evacuarea totală. Doar dacă incinta este inundată cu fum. Dar în caz de cutremur, evacuarea trebuie să se facă după trecerea cutremurului, după ce așteptăm o perioadă 2-3 până la 20 de secunde, să nu se mai miște clădirea, iar după ce am văzut că totul e în ordine și putem ieși, pot apărea situații în care nu mai putem părăsi locuința. Și dacă au căzut scările și suntem la un nivel superior, 1, 2, 3 și așa mai departe, nu ne putem evacua. Cel mai bine este să rămânem pe loc și să solicităm ajutor. Dacă mai avem pui și dacă mai putem. Nu, dacă mai avem cui, la în cazul unui seism, președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență, primul lucru pe care îl face este să dea ordin serviciului situații de urgență să execute cercetarea. Se face o evaluare a pagubelor, o evaluare primară, prin care persoanele în speță sau serviciile subordonate, poliție locală, serviciul situații de urgență și alte servicii din subordinea noastră, plus serviciile de urgență profesioniste, detașamentul de pompieri și așa mai departe, în urma trecerii prin teren se face o evaluare și în funcție de gravitate se intervine. Deci totul se face gradual. Dar tot dacă situația o impune, se poate trece la stare de alertă și așa mai departe. Haideți să vedem regulamentul acesta pe care l-a stabilit, să-l trecem în revistă și să vedem ce trebuie să facă fiecare. Eu vreau să vă întrerup un pic și vă spun, eu am camera în care dorm, este exact la etajul întâi deasupra casei scărilor. Ca toată lumea la lângă casa scărilor. Nu, chiar deasupra casei scărilor. Deci este intrarea în bloc, este ce hol de intrare și camera mea e deasupra ca acolo, acelui hol de intrare. M-am trezit la două noaptea, toată lumea dormea și așteptam, mă uitam așa, întâi am văzut, nu s-a mișcat lustra absolut deloc. După aia eu mai am acolo și o galerie de tablouri, pe astea am început să le mai îndepărtez de pat și mă uitam să văd, mă așteptam din clipă în clipă să cadă tablou acela, iar un lucru nerecomandat acela, să ai deasupra capului tablouri și așa mai departe. Și tot așteptam să cadă scările, să se prăbușească scările, da, pentru că primele... peste camera dumneavoastră, pentru că deasupra n-aveți scări.
Deasupra nu sunt, sunt scări, tot locuinții. Da, tot camere. Deci, structural, clădirea este făcută să preia sarcinile de jos până sus. Aha. Dumneavoastră nu sunteți în aer și deasupra dumneavoastră e gol, da, sau invers. Da, acolo e tot o cameră, da, și am impresia că e nelocuit. Scările, dacă se prăbușesc, se prăbușesc în golul special amenajat pentru ele. Așa, deci eu mă prăbușeam, da, eu mă duceam cu... Nu. Da. Pentru că descărcarea se face pe pereții laterali. Iar planșeile, să vedem care sunt regulile de comportament. Ce trebuie să facem și ce să nu facem? Deci, principalele reguli ar fi următoarele. În caz de cutremur, trebuie să ne păstrăm calmul, să închidem tot ce înseamnă surse de foc. Dacă ai timp, când Dumnezeu să-l închizi? În cele câteva secunde? În cele câteva secunde ne adăpostim. Deci în momentul în care simțim mișcarea, sau, de exemplu, eu stau într-o zonă cu case. Eu am simțit cutremurul, bine, învățat și o lecție de la străbunica mea, care tot timpul a zis, într-o situație de urgență, cea mai bună alarmă este câinile și găina. Iar eu, neavând, stând la casă și neavând câini, am auzit câinii vecinilor, începând să urle. Și atunci mi-am dat seama, zic, băi, ceva se întâmplă. Ia să ies eu până afară. Dar până să ajung la ușă, cutremurul deja era produs. De am auzit huruiala aia, s-a auzit ca o huruială. Eu m-am ridicat. Acum nu s-a auzit huruială, s-a am auzit-o. Deci acum a fost o huruială? Da, da, foarte așa, ca un val. Și l-am simțit exact ca un val. Eu nu știu dacă a durat 20 secunde. Nu, dar timpul de propagare a fost destul de scurt, să știți. Undeva de la momentul inițierii din zona Vrancea până la noi, cam 5 secunde. Serios? Da. Bine, deci și eu m-am uitat pe... În timpul nopții toată lumea dormea până te trezești. Da. Până... Eu am instinctul, prima dată m-am uitat la telefon, știți? Și... Nu, eu m-am uitat imediat la televizor, că era televizorul deschis. Și am intrat după aia și când am văzut timpul, cel puțin așa mi-a arătat mie, era cam de 5 secunde între... de propagarea undei. Deci a fost destul de rapid. Apropo de comportamentul animalelor, noi avem o cățelușă de apartament și a simțit cutremurul și s-a băgat sub plapumă. Da. Animalele simt... Asta am învățat-o din bătrână. N-a făcut nimic. Depinde, știți cum simt lucrurile. Bun. Dar cel mai important este, atunci când simțim o mișcare a clădirii, să ne adăpostim sub un obiect sau sub o grindă de rezistență, în tocul ușii, dar ușa să fie întredeschisă și o să apară și probleme. De exemplu, dacă sticlele, dacă are sticlă, s-ar putea unda de șoc și mișcarea clădirii să producă spargerea geamului și să ne rănească. Deci, cel mai bine este sub un toc sau sub o grindă de rezistență. Chiar mă uitam eu și grinzile astea, deci tocul ușii este extrem, nu știu dacă are 15 centimetri. Cam așa ați crescut, clădiri de tip vechi. În cazul clădirilor, cel puțin în cazul blocurilor, care sunt construite după cutremurul din 1978, pereții interiori sunt vulnerabili. Al nostru e din 65. Sunt vulnerabili. Bloc de acela cu... Dacă sunt, o, e din 65 și dacă nu are acum fisuri. Prefabricate. Nu are fisuri. Vizibile? Nu, chiar nu. Chiar a rezistat bine și la cel din 77 și... Da, clădiri, în general, toate clădirile care au fost făcute după cutremurul din 1978 au rezistență sporită. S-au crescut cantitatea de ciment care se adăuga în beton, s-au crescut materialul, metalul, fierul beton care se introducea în plăci, în tot ce înseamnă structură. Metalul, rolul metalului în placa de beton este să-i dea flexibilitate. Chiar dacă crapă betonul și se deplasează, doi, îl ține pe loc. Metalul se deformează, dar nu se rupe. De asta se folosește oțelul beton. Ce altceva trebuie să mai facem? Cel mai important este să nu fugim pe ușă, să nu sărim pe geam, pentru că momentele de panică cam asta fac. Dacă sari pe geam și ești la etajul 10, vă dați seama. Categoric. Pentru orice mișcare
Apropo de panică, după cutremurul acesta din noaptea, cât a fost? Vineri spre sâmbătă. Vineri spre sâmbătă, 23. Da, la ora 20. Așa, s-au înregistrat la spitalul din Roman numai puțin de 5 cazuri de panică. Este vorba de acea anxietate neobișnuită, dar știți cum au venit în valuri. Primul a venit la, după primul sfert de oră, declara doctorița ONU, director medical la spitalul, și după aceea au început în, tot așa, și în general persoane în vârstă, cam în vârstă de 75, cel mai tânăr era un bărbat de 43 de ani și cel mai bătrân ca la 80 de ani, cam toți cardiaci, și sunt extrem de periculoase atacurile astea de panică, ați văzut? Da, să știți, de asta ne-am luat și noi măsura de a anunța în presă exercițiul de alarmare și faptul că sunăm sirenele electrice, pentru că eu vă zic, în cazul meu, după inundațiile din 2008, în momentul în care eu am făcut alarmarea și s-a făcut local alarmarea, de fiecare dată când, vreo 2 ani după, când eram nevoit să sun sirenele, aveam un trac. Știți? Îmi crea o stare de, cum să vă spun eu... De anxietate, de neliniște. Da. Parcă, cu toate că știam și făceam doar simple exerciții sau verificam sistemul de alarmare, îmi dădea impresia că se va întâmpla ceva. Exact ca, bine, în 2008 eram și la începutul activității. Mi s-a mai întâmplat un lucru și mi se întâmplă, deci efectiv din seara cu tremurii, matematic la ora respectivă mă trezesc. Da, e reacția organismului. Reacția organismului. Și în general este vorba de partea de creier. Acolo trebuie să lucrăm un pic și să stabilim un pic, să ne stabilim niște reguli principale de comportament. Haideți să vedem alte reguli de comportament. Vorbea cineva de să avem lângă noi un fluier, un... Da, orice lucru care... Care e minimum de măsuri ce trebuie acum, să le ia fiecare? Da, acum cel minimum ar trebui să avem lângă noi o sticlă de apă, ceva care să lumineze, o lanternă în general, că altă sursă nu, care merge la priză, vă dați seama, în care o lanternă, un fluier în momentul în care se produc prăbușiri și suntem prinși sub dărâmături, să putem... Dacă mai apucăm să mai trăim prin sub... Nu putem să... Deja, știți cum e, ne-am lovit singuri dacă mergem cu dacă mai apucăm. Da. Dacă avem speranță, putem merge și mai departe, să știți. Și dacă ne dorim... Și în 77 și chiar acum au fost, la Italia, da. Eu zilele trecute citeam un articol despre o persoană care a supraviețuit în blocul în care a murit Toma Caragiu. Și da, a trăit acolo ținându-se de piciorul acolo, tatălui, da, care a vrut să sară pe geam. Acolo greșeala a fost că au murit chiar pe casa scărilor, au părăsit incendiul. O parte dintre ei, da, da. Era la pele acum cu un regizor. Era, deci, un copil s-a ținut de piciorul tatălui în timp ce vroia să sară pe geam, să se arunce de la etajul 7, pare. Am citit un articol chiar legat de chestia asta și m-am marcat, pentru că tatăl a fost grav rănit, deși așa, iar copilul a scăpat. Și a fost găsit după 7 zile. În zile este totuși un fenomenal să rezici atât fără apă, fără... La nivelul catastrofei de atunci. Fără apă, fără hrană. Da, ați văzut și în Italia. Au fost care i-au găsit după 3 zile, după 4. Dar, alte măsuri pe care trebuie să ne luăm. Dacă suntem pe stradă, cel mai bine este să ne ferim de să nu stăm în apropierea clădirilor, a stâlpilor de telecomunicații, să ne deplasăm spre locuri unde nu putem fi loviți de materiale desprinse de pe fațada clădirilor sau chiar de bucăți de clădiri. Coșuri, burlanele se desprind în cazul respectiv. Da. Este foarte important să nu lăsăm, dacă suntem în deplasare cu mașina, să o tragem cât mai aproape de bordură și să părăsim autovehiculul tocmai din principiul ăsta. Poate să cadă un stâlp, poate să cadă o construcție și să nu blocăm căile de comunicații, astfel încât
forțele de intervenție să se poată deplasa spre locul intervenției fără a avea fără a întâmpina greutăți. Bun, dar aici există o mare problemă, ținând cont de faptul că infrastructura rutieră a orașului este încă dinainte de comunist, iar numărul mașinilor, numărul autovehicelor s-a triplat. Dacă ați văzut pe oricare stradă, mergi mai ales pe cele care sunt un pic mai înguste, ai automobile și pe stânga și pe dreapta, eu nu știu acolo unde se poate să intervină, că acestea, în general, mașinile pompierilor, mai ales, sunt extrem de mari și de voluminoase. Știți cum e? Când eram copil, aveam impresia că mașina de pompieri este mare datorită zgomotului. Pentru că au aceeași lățime ca celelalte mașini, 2 metri jumătate și undeva în jur de 3 metri înălțime, până în 3 metri 50. Deci nu este cel puțin în roman. Nu aveam căi de acces unde mașina de pompier să nu poată pătrunde. Și chiar dacă, cum să vă zic eu, nu poate pătrunde chiar până lângă bloc, dar în caz de incendiu se poate întinde o linie de 50-60 de metri fără probleme, surse de apă avem și așa. Acum, după proiectul ăsta european, chiar am văzut că sunt s-a mărit numărul de surse de apă. Și căile impracticabile pot să apară în diverse situații. Oricând, nu numai pe timpul unui cutremur, și din cauza unui vânt, și din cauza ploilor abundente, se înfundă canalizarea. Probleme pot apărea oricând, să știți. Spuneți-mi, există un impediment în calea luării măsurilor de evacuare sau de asta, că ați văzut că majoritatea blocurilor acum, în ultimii ani, sunt închise și funcționează pe bază de interfon. Ce se întâmplă atunci? Pentru că e clar că ele trebuie să permită, în caz de evacuare, să știți, interfonul este o măsură de securitate pentru intrarea, să nu poată intra din exterior, dar din interior permite accesul, prin simplă atragere a butonului respectiv. Iar din cursul activității pe care o desfășor de zi cu zi, să știți că la nivel de municipiu am încercat să deblocăm unde au apărut probleme și să fie a doua ieșire blocată. La toate blocurile sunt blocate. Nu chiar la toate, să știți, noi facem recunoaștere în teren, unde primim sesizări și așa atenționăm cetățenii, au fost care au înțeles și este bine ca, chiar dacă este încuiată, știți de ce, intră lumea, trage, ia de pe scări la noi, știți cum spune, practic mai lasă omul ceva pe casa la scării. Noi, mai... La noi, la bloc, acolo, chiar intrarea aceea în subsol, l-au făcut niște grate, erau încuiate, acum nu mai știu dacă sunt încuiate cu lacă, dar oricum... Da, dacă în caz de cutremur nu intrăm în beci. Dar nu e vorba de intrarea în beci, e vorba de locul care... unde se coboară spre a doua ieșire, spre unde e și panoul electric acolo. Da. Foarte bine știu unde stați, da. Transmit o adresă asociației. Nu, este foarte bine, de asta au fost concepute cu două... E în adresă să deblocheze și acolo și... Discutăm cu persoana și... Da. Nu, au fost cazuri când... am fost solicitați, mergem, le explicăm și să știți că cetățenii înțeleg. Unii poate nu din prima, dar înțeleg că este vorba și de viața lor. Așa și punem problema. Pentru că într-o familie sunt 3-4. La un moment dat, știți cum e, într-o stare de panică, fiecare o ia unde vede cu ochii. Dacă noi nu ne facem un plan al nostru prin care să stabilim niște reguli, cum să vă zic, de funcționarea unei familii care se prevadă și situații de genul ăsta. Cum reacționăm în caz de incendiu, cum reacționăm în caz de cutremur, ce ar trebui să facem în caz de cutremur. Și aici revin la minimul ăla pe care ar trebui să-l avem lângă noi.
lanternă, să avem un fluier, să avem apă și hrană uscată. Să știți că... Păi, stai cu hrana lângă pat. Nu lângă pat, dar ar trebui să avem o... cum ar fi un rucsăcel. E modelul american, să știți că este japonez bun de... E cel mai bun japonez. Este bun, foarte bun de urmat. Pentru că ei au rucsacul de, în caz de necesitate. Unde ai au medicamente... Medicamente de urgență. Leucoplastă, o sticluță de spirit sau iod. Ceva pentru care se asigure, măcar pentru o perioadă scurtă de timp, supraviețuirea. Și mi-aduc aminte când au fost inundațiile alea mari în America, cum recuperau forțele rucsacii aia care sunt impermeabili. Ei au rucsac impermeabil. Ăla pur și simplu plutește și tu îl iei. Deci nu să, în momentul în care vine inundația peste tine, nu se deteriorează conținutul. Vorbeam de bolnavi și de trusa medicală, aici mai ales da. Cei care au cardiaci. Cardiaci, diabetici, trebuie neapărat să aibă lângă ei medicamentația. Necesar. Și, în general, pe timpul unui cutremur, e bine ca persoana cardiacă să aibă lângă el un sprijin moral, o persoană care să-i ridice moralul. Ați văzut și cazurile din presă din ultima. Panica în cazul unui om cu probleme cardiace poate să ducă la... Poate să nu cadă nimic, să nu cadă în perete, să nu se spargă niciun geam, nimic, dar pur și simplu vibrația aia poate să-i creeze o stare interioară, emoțională, care se produce în stare cardiacă. Eu sunt cardiacă și vreau să vă zic că v-am zis, am o săptămână de când matematic la 2:11 minute mă trezesc așa cu o angoasă și inima îmi bate foarte, foarte puternic. Cum să zic, sunt normale stările, chiar și pentru un om care face intervenții, să știți. Cel puțin în cazul meu, eu în momentul în care plec de acasă, că de multe ori noaptea acasă mă prinde, doar în momentul în care știm că va fi, primim avertizare, știu că va ploua un interval de 2-3 zile. Bine, 3 ore trebuie să fiu la serviciu. Sistemul ăla de alarmare prin SMS îl primim. Da, ăla e retransmis de mine. Eu primesc mesajele de la centrul operativ, de la ISU Neamț, iar mesajele pe care le primim noi pe timpul avertizărilor. E un sistem automat Da, sunt mult mai multe. Deci, noi primim actualizări de atenționări cam din oră în oră, pe timpul avertizărilor. Ori se schimbă codul, ori se micșorează codul și primim și măsuri. Ce trebuie să facem pe timpul... Ar vrea să știu dacă ați trecut în revistă toate... N-am trecut toate. Haideți, câteva. Cel mai bine după cutremur este să nu părăsim imediat locul și este foarte important pentru că preț de câteva secunde până la un minut clădirea se stabilizează. Dacă nu a căzut, se stabilizează și există riscul dacă noi vedem că scările sunt funcționale sau chiar dacă stăm la parter și vedem că, domnule, nu s-a întâmplat nimic, este posibil ca imediat după oprirea cutremurului să se mai desprindă bucăți de tencuială care să ne rănească, chiar bucăți de metal din componența ușilor, din componența scărilor. Deci este foarte important să vedem că totul în jurul nostru s-a calmat, nu se mai aud zgomote, trâncănituri și așa mai departe. Pentru că în momentul în care se aud zgomote înseamnă că chiar dacă cutremurul nu se mai simte, se mai desprind bucăți de construcții. Și este foarte important atunci când vrem să părăsim locuința, dacă stăm la etajele superioare, întâi să privim în jos și să analizăm cu atenție starea scărilor. Pentru că se pot fractura. Și s-ar putea, dacă stăm la etajul 4, noi să coborâm până la 3 și de la etajul 3 să nu mai existe scări. N-ai nici cum să vezi, nici cum să... Da, aici v-am zis, revin la faptul că trebuie să avem un mijloc de... Iluminat. Și ăsta, unul din avantajele folosirii telefonelor inteligente este ca o lanternă. Și ziua de astăzi, cam toți avem telefonul cu noi în mare majoritatea timpului.
Da, asta e cu două tăișuri, că îi spune că nu e bine să stai cu telefonul ăsta lângă tine, mobil, că sunt foarte multe radiații. Trebuie să fie la o distanță de cel puțin 0,80 metri, din ce știu eu. Trebuie să fie la o distanță de 0, ca să nu afecteze organismul. Și dacă îl punem pe o noptieră sau pe ceva la o distanță de genul ăsta, nu afectează. El, în general, din ce am înțeles, afectează creierul și inima. Alte recomandări? Cel mai bine este să circulăm încălțat, să nu călcăm pe cioburi de sticlă, resturi de construcții care ne-ar putea răni. Să, la părăsirea locuinței, să închidem curentul și gazul. Astfel încât, după ce am părăsit-o, dacă între timp s-a luat gazul metan, în momentul în care revenim în casă și avem instinctul de a prinde becul, dacă gazul metan a fost deschis și s-a oprit alimentarea dintr-un anume punct din municipiul Roman și după aia a fost reluată alimentarea cu gaz, știți foarte bine, în momentul în care acționăm becul, se creează arc electric și se produce o explozie. Deci este foarte important ca utilitățile să le închidem de la ieșirea din apartament, casă și așa mai departe. Bine, aici depinde foarte mult de calmul cu care știm să reacționăm. Da, cel mai important este calmul și stăpânirea de sine, da. Mai greu pentru că persoanele singure și bătrâne e mult mai greu. Dar, în general, persoanele în vârstă care au mai trecut prin experiențe de genul ăsta, știu să se comporte. Cam în timpul desfășurărilor campaniilor de prevenire, în general, pe stradă, cei mai persoanele care sunt dispuse să stea de vorbă cu noi sunt persoanele în vârstă. Una de la mână că au mai mult timp, fiind pensionari sau oameni trecători, merg spre piață, unde merg să stea într-un parc, să se relaxeze, sunt dispuși să asculte. Tineretul e mai într-o grabă, ți-a flyer-ul, zice da, știu și își continuă drumul. Dar, în general, bătrânii ascultă sfaturile și chiar ne povestește din experiență. Și învățăm. Da, spuneți-mi, eu am auzit că acest ultim cutremur a avut și o replică. Eu, sincer să fiu, n-am mai simțit-o. A fost un pic intensitate. La cât timp a fost? Cred că spre dimineață. Nu, e ora exactă, nu știu. Nu pot să vă zic o oră exactă. Dar, de obicei, replicile pot fi mai mari sau mai mici. Din fericire, a fost mai mică. Spuneți-mi, cum s-a comportat la cutremur blocul, fostul bloc cu bulină? Că asta era făcut să dureze de acum încă 100 de ani. Foarte bine. Atât timp cât la o construcție nu apar fisuri, chiar și după orice construcție în timp lucrează. Se tasează terenul datorită greutății, apar de la escavări, lucrări, goluri, mai rămân goluri, pământul se tasează ca lumea și orice clădire în timp lucrează. Și apar fisuri mai mici sau mai mari. Da? Nu este cazul momentan. Spuneți-mi ce s-a întâmplat că noi, din punct de vedere al clădirilor cu risc seismic, nu prea mai avem, excepția casei Ciribidache și a spitalului vechi, ca și clădiri publice, nu prea știu să mai avem altele cu seismic. Nu, dar casa Celibidache, cum ce să vă zic, nu este prinsă în, cum să vă zic eu, ca fiind o clădire cu risc. Una la mână nu este nicio activitate acolo, iar problemele pe care le are sunt majorii, dar nu atât de... Peretele era din spate. Da, este consolidat prin tiranți. E prins cu tiranți, acum nu e o problemă. Dar... Și dacă ați oferit acum de la cutremur? Nu. Tiranții care au fost montați o țin. Ați făcut o inspecție a tuturor clădirilor? Imediat după. Și s-a cunoscut un măcar și fisuri au apărut. Norocul iar al nostru cu biblioteca, că iată a scăpat fiind consolidată și asta e...
ca, nu cred că mai rezista la cutremurul de acum turnul Florentin. E bine că s-au terminat lucrările, da, și... Da, s-au terminat la timp lucrările. Sunt clădiri care au fost afectate? În municipiu, nu. Deci absolut? Nu. Nu. Dar am impresia că n-a avut și o altă caracteristică cu tremurul acesta, că ele sunt diversificate și ca undă de propagare, și ca intensitate, și ca adâncime. El ce fel de cutremur a fost? A fost cutremur de adâncime. Și sunt mai bune astea, nu? Mai bune, în sens... Se pierde unda cu odată cu ieșirea la suprafață. Deci, intensitatea este... Cele de suprafață se transmit foarte, unda se transmite aproape în întregime, se pierde foarte puțin valul seismic. Așa, și deci mai periculos fie de suprafață. Da. A fost cu tremur de adâncime undeva la 100 de kilometri din ce știu. La Nereju, în județul Vrancea, cu epicentru la Nereju, în județul Vrancea. Și mă mai întrebam încă un lucru. Deci, lângă blocul nostru, acolo, pe cea Rosete, a fost construită, eu n-am văzut așa ceva, în câteva săptămâni, o vilă care n-a avut, n-are fundația decât săpată cu târnacopul. Cum o fi, cum se poate o temelie a unei vile turna? Fundația, nu ce, sunt ce specialist în construcții, dar vă zic așa, fundația se dimensionează în funcție de sol și de înălțimea de, la care te ridici. Pe plus 1. Da. În funcție de greutatea construcției și tasarea solului. Nu știu din ce se e construită. Da, se calculează adâncimea fundației. Din ce știu eu, v-am zis, nu sunt profesionist în domeniul, ar trebui să întrebați un profesionist. Domnul Ursu, mai avem 2 minute din emisiune. V-aș ruga ultimele sfaturi date populației și din ceea ce știți dumneavoastră, dacă mai este previzionat cu exactitate, nu poate fi, dar așa din un nou cutremur, că toată lumea se așteaptă un cutremur și de data aceasta asemănător celui din 77. Da, cutremurile știți foarte bine că nu pot fi prevestite cu exactitate, ci doar mișcările scoarței terestre sunt, au la bază anumite fenomene care se produc. Dar noi trebuie să fim pregătiți pentru intervenție și să pregătim populația. Ăsta este lucru cel mai important, ca cetățeanul să știe ce trebuie să facă în caz de calamitate, cu tremuri și așa mai departe. Cu tremuri, inundații, incendii, tot ce... Și cuvântul de ordine, calm și disciplină. Calm și autodisciplină. Calmul este foarte important. Chiar și în munca mea, dacă te panichezi, poți să creezi probleme mult mai mari. Cu câți voluntari mai lucrați dumneavoastră la serviciul de situații de urgență la Roman? Undeva în jur de 70, dar operativ 5-6 până în 10. Deci în funcție de intervenții. Cei mai mulți am avut pe timpul inundațiilor din mai și iunie. Suficienți pentru a face față unui cataclism? Acum depinde și de amploare. Dar în cazul în care se poate produce, se produce un cutremur care creează mari probleme la nivel localitatei, președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență convoacă toate forțele cu care noi avem convenții de colaborare. De altfel și agenții economici, armată, toate instituțiile descentralizate la nivel local, toată lumea, conform planului de intervenție aprobat de către președintele Comitetului Local, trebuie să pună în aplicare măsurile prevăzute pe fiecare instituție. Dar săptămâna asta ați avut și un exercițiu, o ședință a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, da, nu? O instruire. Am avut ședință de Comitet Local aseară la ora 18, care a stabilit măsurile de intervenție. În, într-o situație reală, președintele Comitetului Local
convoacă comitetul local după ce primește date din teren. În funcție de gravitatea faptelor. Dumnealui hotărește ce, cum și când se intervine. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și sper ca sfaturile dumneavoastră să fie ascultate de romașcani într-o asemenea situație, dar poate ne mai ferește Dumnezeu încă o bună bucată de vreme de o astfel de catastrofă naturală. Eu țin să zic că totul ține de noi. Și eu vă mulțumesc!